Sunteți alături de Radio România Actualități, colecția de muzică, succesele muzicii românești. 20 de minute au trecut de ora 23 și, după cum bine știți, în fiecare sâmbătă seară avem întâlnirea cu muzica românească. În orice discuție cu Laurențiu Cazan, muzician de excepție al acestor timpuri, este aproape inevitabilă o întrebare cu privire la momentul Eurovision 1993, când ar fi trebuit să ne reprezinte cu Say Something. Eurovision, sentimente opuse, bucurie și dezamăgire. Pot să spun atât. Unele melodii ale mele se cântă și astăzi la tot felul de festivaluri și concursuri. Iar eu confirm, într-adevăr se cântă, dar nu unele, ci toate. În 37 de ani de la debutul său le-am tot auzit. Apropo, tot ce a compus, toată muzica sa are, de la melodie, orchestrație, execuție instrumentală, texte, backing, mixaje și tot ce ține de domeniul tehnic, la interpretare vocală inconfundabilă, deci totul poartă o singură semnătură. Laurențiu Cazan, talent. Într-adevăr, artistul complet. Și ce onorant pentru el să fie prezentat în 1982 într-o emisiune TV, când lansa prima lui piesă, Uită tristețea, de marea vedetă a muzicii noastre ușoare, Angela Simile. Vă voi prezenta acum un debutant. Ce-și va cânta propria-i compoziție? Va cânta la toate instrumentele? Îi dorim succes și vrem să mai auzim despre el în viitor. Laurențiu Cazan. Uită tristețea și nu mai chema